Am închis un centenar nu foarte fericit pentru nația și țara noastră, dar am deschis imediat un altul. Sunt convins că tot ceea ce va urma să ni se întâmple în următoarea 100 de ani depinde de acțiunile, credințele și deciziile noastre de astăzi. Vreau să vă urez tuturor un Crăciun fericit, un an nou așa cum vi-l doriți și fie ca foarte de curând să punem umăr la umăr și să ridicăm România din genunchi și din mocirlă.